Patru cartiere din comuna Ciurea vor beneficia de canalizare. Licitația a durat 6 luni de zile, iar mâine va fi semnat contractul pentru începerea lucrărilor. 55 de străzi vor fi racordate la canalizare. Proiectul se ridică la valoarea de 8 milioane de lei fără TVA. Un proiect important pentru comunitatea locală din Ciurea, în special cartierele Editurii, Astoria, Tineretului și locuințele riverane drumului județean 248, vor fi toate casele conectate la sistemul de canalizare. A fost o licitație care s-a întins pe mai mult de 6 luni de zile, timp în care au fost evaluate ofertele tehnice ale tuturor celor 6 ofertanți. Comisia de evaluare a ajuns la concluzia că toate sunt conforme și s-a trecut la evaluarea financiară. Contractul va fi semnat mâine, iar lucrările vor începe pe data de 15 iulie. Termenul maxim pentru depunerea unor eventuale contestații este astăzi, la sfârșitul zilei. În cazul în care nu se înregistrează, mâine vom semna și contractul de lucrări și vom emite de îndată și ordinul de începere a acestora. Credem că în jurul zilei de datei de 15 iulie vom avea și echipele pe teren, vom încerca să lucrăm eficient, să începem cu 2 echipe din 2 părți diferite ale cartierului. O parte va veni din zona Horpaz spre Astoria, cealaltă din zona șoselei de centură, așa încât să închidem și să acoperim toate casele din lunga cetățului care au rămas fără canalizare. Proiectul cuprinde realizarea rețelei de canalizare pe o distanță de 18 km. Toate locuințele de pe 55 de străzi vor fi racordate la noua rețea.